Salutare, dragi prieteni, sunt mămica a trei copii tare mofturoși și uneori încerc să găsesc noi idei pentru a folosi fructele ce uneori stau în frigider fără a fi consumate. În cele ce urmează vă prezint rețeta mea de prăjitură cu piersici. Dacă vă place rețeta mea, vă invit să dați subscribe, adică să vă abonați canalului meu și să dați un like rețetei. Pentru această rețetă avem nevoie de 5 ouă pe care le separăm în gălbenușuri și albușuri, 100 de ml ulei, 250 de grame de făină, 200 de grame de zahăr, 200 de grame de iaurt, 3 piersici, un pliculeț de zahăr vanilinat, un pliculeț praf copt, 2 fiole de esență vanilie și un praf de sare. Începem prin a bate albușurile spumă împreună cu zahărul. Peste gălbenușuri adăugăm praful de sare, amestecăm bine, iar apoi adăugăm treptat uleiul pentru a-l încorpora. Stingem praful de copt cu câteva picături din zeama unei lămâieli și le adăugăm peste gălbenușuri. Tot peste gălbenușuri vom adăuga cele două fiole de esență de vanilie împreună cu zahărul vanilinat. Adăugăm cele 200 de grame de iaurt și îl încorporăm bine. Apoi, întreaga compoziție o turnăm ușor peste albușurile spumă, amestecând cu mișcări largi pentru ca spuma să rămână cât mai aerată. Vom turna jumătate din compoziție într-o tavă pe care inițial am tapetat-o cu hârtie de copt. Ornăm cu felii de piersică pe care inițial le tăvălim un pic prin făină pentru a nu se scufunda în aluat. După ce am adăugat primul strat de piersici, vom turna și al doilea strat din compoziție.
La final, ornăm cu feliile de piersică ce ne-au rămas. Introducem tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius timp de 20-25 de minute. Pentru a fi sigur că este coaptă, vom face testul cu scobitoarea. Rezultatul a fost o prăjitură aromată pe care copiii mei au devorat-o. Dacă și dumneavoastră v-a plăcut rețeta mea, vă invit să vă abonați canalului meu și să dați like acestei rețete. Vă mulțumesc, poftă bună!